haideți să deschidem ultimele pack-uri gratis de la Global Team of the Week, să vedem dacă dăm peste un Mendy de 92 sau peste foarte, foarte mulți Arlauskis. Hei, salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou video! Acum câteva zile a apărut un nou Star Pass cu niște jucători foarte interesanți. Dacă aveți nevoie de ceva ieftin și bun, uitați-vă la jucătorii aceștia și nu este ultimul Star Pass, va mai fi cel puțin unul, dar spre deosebire de Star Pass, Global Team of the Week este la ultima săptămână, băieți. Presupun că de săptămâna viitoare va fi Team of the Week normal, pentru că foarte multe campionate au reînceput, deci au de unde să bage jucători, dar asta este ultima săptămână cu Global Team of the Week și asta înseamnă că este ultima săptămână în care vă veți putea folosi tokenii pentru a deschide pack-uri gratis. Ăștia sunt tokenii pe care i-ați primit la Versus Attack sau la Head to Head dacă ați terminat în primii 100, cred. Și da, chiar dacă scrie Team of the Week token, va fi ultima săptămână când îi puteți folosi, deci vedeți să-i folosiți săptămâna aceasta și dacă sunt Team of the Week, poate că nu mai apare Team of the Week deloc, dar cu siguranță vom vedea miercurea viitoare. Ce este important, băieți, astăzi este că am și eu 12 tokeni și voi încerca să dau peste cartea aceasta, Mendy de 92, o carte care arată foarte, foarte bine, deci dacă aveți nevoie de un fundaș stânga, uitați-vă la băiatul acesta. Restul jucătorilor, sincer, nu prea mă interesează, probabil că vor fi băgați la SBC. De obicei, aici avem material ieftin pentru SBC, dar văd că săptămâna aceasta avem și un jucător din Liga 1, Arlauskis de la CFR Cluj, doar 75, dar să apreciem că au băgat și o carte din Liga 1. Ok, băieți, așadar vă spuneam că am 12 șanse, 12 pack-uri de deschis, sunt câte 3 jucători în aceste pack-uri, deci un starter garantat plus 2 jucători rezervă. Să vedem care sunt aceștia, dacă voi da de Mendy sau doar foarte mulți Arlauskis și începem cu 70, 71 și 79, din păcate nici urmă de jucători elit, dar măcar este doar primul pack. Sper să avem mai mult noroc în pack-urile următoare, pentru că mai avem încă 11 pack-uri de deschis, băieți. Haideți să vedem ce găsim în pack-ul numărul 2, sper să nu mai încep chiar cu 73 de data aceasta, 77, ok, și iar 79 de Camargo. Ok, presupun că o să-l vedem foarte, foarte mult pe băiatul acesta de 79, pentru că foarte mulți jucători gold și probabil vor fi puțin eliți și sper măcar la un master. Haideți să vedem, 74, 78, hai cu masterul, hai cu elitul, să vedem, 79, nu mai este băiatul acela, este Bloom. Ok, o altă carte de 79, chiar speram că îmi va da primul elit, dar văd că încă mă amână. Haideți să vedem următorul pack, băieți, ce găsim în pack-ul acesta. Începem cu 73, Li Yang. Ok, mai departe, 77, Misic și Raid, ok, 78, băiatul acesta. Cred că ăsta este cel mai groaznic pack pe care l-am deschis până acum. Trecem mai departe, băieți, să vedem ce găsim în pack-ul acesta și începem cu 71, din păcate, 72 și, oh, Elite, 82, din păcate, doar 82, Gutierrez. Totuși, măcar este un jucător elit, pare că suntem pe drumul cel bun. Trecem mai departe la următorul pack să vedem ce găsim aici, băieți. Mi-ai dat jucător de aur, mi-ai dat jucător elit, haide cu un master în sfârșit să vedem ce găsim în pack-ul acesta și începem cu 70, din păcate, 78 și 79, Bloom. Un pack care a început prost și s-a terminat la fel de prost. Trecem la următorul pack, băieți. Cred că mai avem vreo 6 pack-uri de deschis. Cred că suntem la jumătatea pack opening-ului. Haideți să vedem ce găsim aici. 70, iar 72 și 78. Reed. Horror. Absolut groaznic, băieți. Încă 5 pack-uri de deschis. Haide cu jucătorul elit, dar cu overall mai mare, te rog. Începem cu 70, ok, 78 și elit, băieți, elit, Dabur, 81, din păcate, cred că mi-au picat cei mai slabi 2 jucători elit, nu știu dacă este unul de 80, dar 81 și 82 sunt 2 jucători asigurați în pack opening-ul acesta. Ok, băieți, încă 3 pack-uri de deschis, haideți să vedem ce găsim în pack-ul acesta. 71, iar 78
Și 79, absolut horror. Horror și pack-ul acesta. De fapt, acum mai avem 3 pack-uri. Haideți să vedem ce găsim în acestea și începem cu jucătorul de 75, Arlauskis. Este prima dată când îmi pică. Chiar am crezut că o să-mi pice de 100 de ori, dar aparent mi-au picat jucătorii de 79 mai mult. Deci este prima dată când îmi pică Arlauskis, foarte interesant. 78 și evident, cum putea lipsi cartea aceasta din pack? Absolut horror. Haideți să vedem, băieți, ultimele două pack-uri, dacă avem mai mult noroc aici. Sper totuși la un jucător master, nu ar fi exclus, dar destul de greu. Haideți să vedem pack-ul acesta, 70... 77 Viola și 79. Oh, alău. Viola, chiar că Viola a fost pack opening-ul acesta. Ultimul pack, băieți. Haideți să vedem ce găsim în pack-ul acesta și... Este vreun jucător elite? Este vreun jucător master aici? Haideți să vedem. 73 horror, absolut groaznic. 74 și elite 82, din păcate, Gutierrez iar. Deci îmi pare foarte, foarte bine că dispare Global Team of the Week, pentru că oricum au fost niște pack-uri absolut groaznice. Și acum vreau să rămâneți cu mine când vă spun două chestii despre Brave. Brave este un nou browser pe care îl folosesc și eu de vreo câteva săptămâni. Foarte rapid și mai important, omoară foarte multe reclame enervante. Știți când intrați pe un site și apar 10.000 de reclame, ăsta mai omoară din ele. Face site-urile mai puțin enervante, așa că dacă vreți să mai scăpați de reclame sau dacă sunteți drăguți și vreți să ajutați canalul, dați click pe linkul din descriere sau pe primul comentariu, vă va duce pe site-ul lor, apăsați pe butonul mare și portocaliu și descărcați aplicația, este absolut gratis, merge pe Android, merge pe iOS, pe PC, oriunde și v-am spus, vă scapă de reclamele enervante. Dacă ați descărcat aplicația mai de mult, vă rog, intrați în ea la 2-3 zile pentru că trebuie să facem asta să se pună descărcarea voastră. Mulțumesc foarte mult că susțineți canalul, până data viitoare. Mai am și alte videoclipuri pentru voi. Dați pe unul și uitați-vă. Numai bine, prieteni. Pa, pa.